De faima de care se bucură în rândul sportivilor, practicanții giurgiuveni ai artelor marțiale, nu se îndoiește nimeni, iar reprezentanții clubului Oyama Giurgiu sunt conștienți de acest lucru și nu pot păta blazonul. Participanți la Cupa Mondială de Karate Kyokushin din Ungaria, competiție derulată între 25 și 26 iunie 2016, giurgiuvenii de la Oyama Giurgiu, 4 la număr, au fost prezenți în probele de kumite și s-au întors cu 3 medalii de aur și una de bronz. Am participat cu 4 sportivi la Cupa Mondială din Ungaria și am venit cu 3 medalii de aur și una de bronz. Acest concurs a fost organizat de Sandor Brezovoi, care a avut 600 de sportivi din 23 de țări. Din Giurgiu, decât eu cu 4 sportivi am participat, iar din țară 26 de sportivi din Buzău și din Tulcea, mai exact, au mai participat. Cei 4 medaliați sunt Stârceanu Marinela, 10 ani, medaliată cu aur, Pătrașcu Victor, 10 ani, aur, Lazar Alexandru, 12 ani, medalie de aur și Cătălin Alexandru, 11 ani, medaliat cu argint. Următoarea competiție la care vor participa giurgiuvenii are loc la sfârșitul acestei săptămâni la Tulcea. Următoarea competiție nu va fi prea departe, chiar vineri vom pleca la Tulcea la un campionat internațional, Cupa Danube, 1 și 2 iulie. Sportivii giurgiuveni vor fi număr mai mare aici, 14 de la clubul meu și încă 6 sportivi de la alt club și în dojo Giurgiu.